Cine dintre voi se teme de câini? Cine dintre voi e cel mai lenos? Cine dintre voi iubește să facă poze cu abonații? Jasmina Sou! Salut! Sunteți pe canalul Jasmina Sou! Și astăzi vrem să facem provocarea care dintre voi, adică dintre noi. Și în această provocare va juca Jasmina și Tătigu! Iar mămica a pregătit întrebările. Sunteți pregătiți? Da! Am 20 întrebări pentru voi. Voi trebuie să răspundeți sau Jasmina sau Tătigu, cum credeți voi, ok? Da! Da. Începem! Atenție! Prima întrebare. Cine dintre voi e cel mai puternic? Tătigu! Exact, Jasmina! Următoarea întrebare. Cine dintre voi cel mai tare o iubește pe mămica? Wow! Mămiță mie, mătca! Foarte tare! Bine, am înțeles, mulțumesc! A treia întrebare. Cine dintre voi e cel mai lenos? Tătigu! Jasmina! Da? Ai recunoscut că este mai lenoasă? Da! Seara Jasmina e foarte lene să se ducă la culcare. Tare! Ok, mai departe, bravo că ai fost sinceră. Cine dintre voi nu iubește să se scoale dimineața de vreme? Toți iubesc să doarmă, da? Da. Da, eu când mă duc la grădiniță, tot ce vă mulțumesc, spun că te iubim, nu să mă dorm. Da, spune. Dar tăticul se scoală că trebuie, din nevoie, dar mai dormi, așa? Aș mai dormi, dimineața mai ales. Somnul e dulce, tare. Cine dintre voi poate să mănânce lămâie fără zahăr? Cine m-a luat această provocare cu lămâiele? Noi link-ul lăsăm aici sus. Și în descriere, da? Și în descriere, uitați-vă. Da. Tătigu chiar a mâncat fără zahăr. Jasmina nu poate fără zahăr, da? Sau tu da. Poți doar o bucățică micuță? Da, eu pot numai lămâie cu zahăr. Aha. Că se face mai dulce. Da. Așa se întrebare, pregătiți? Da. Atenție, ochi și urechi. Cine dintre voi e cel mai frumos? Ok. Jasmina, tu crezi că e frumoasă și Tăticu? Da, că sunt fată. Wow! Fetele cel mai frumoase. Și băieți sunt frumoși, da. Da. Băieți încă pulciunici. Da. A șaptea întrebare. Cine dintre voi mai mult iubește înghețata? Da, Jasmina poate să o mănânce și primăvara, și vara, și toamna, și chiar iarna. Da. Foarte îi place. Da. Cine dintre voi stă în veceu cu telefonul în mână și se uită la ceva? Cine dintre voi recunoaște? Dar și Jasmina tu. Nu, eu acum am terminat să facă. Cum am tăcit cu fiecare zi poate așa? Dar tu de unde știi? Eu am văzut că tu ce uita. Ți-a uitat cu sunetul la telefon. Mi-a uitat care se uită. Și asta nu faci câteodată, așa că nu. Dar de acum nu fac. Așa, a fost o întrebare provocatoare. Următoarea întrebare. Cine dintre voi iubește să danseze? Da, eu sunt foarte tare. Iubește să danseze? Și să cânt. Tătigu tot iubește să cânt, dar Jasmina iubește foarte tare și să danseze. Eu nu tare prefer să dansez, pentru că de obicei sunt mai mult haios decât frumos. Cine dintre voi se teme de câini? A? Cine se teme de câini? Și Jasmina și Tătigu.
Dar zic cum mai puțin genera, că e mare, dar... Eu mă simt tari! Lasă teme de câini, chiar și de un câine liniștit, că noi străinul cunoaște apse teme. Te vede pe stradă, se lipește repede de noi. Și chiar de un câine micuț așa, micuț. E ca așa, micuț. Toți teme, nu știu de ce, dar se teme. Și așa un câine micuț care se numește albinus, toți. Care face bzzz, da? E ce produsul de toată oră. Așa, următoarea întrebare. Ok. Cine dintre voi iubește să facă poze cu abonații? Și un static îi place, dar cred că nu așa cum și Jasmine. Eu! Dar tu-ți iubești abonații, Jasmine, da? Da! Așa, bravo! Următoarea întrebare. Cine dintre voi cântă în duș? Când face baie? Cine dintre voi cântă? Nu, eu numai o dată! Numai o dată? E atât e când mai are dispoziție cântă și eu. La 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 mama! Când poți frumos să cânt. De ce nu? Și în duș și se poate. Operă sau... Ce cântă? La 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 la. După dispoziție. A 13-a întrebare. Cine dintre voi se teme de injecții? Jasmina se teme. Eu cred că orice copil se teme de injecții. Da. Dacă și tu te temi de injecții, scrie în comentarii. Și pune like. Da? Noi să știm cât de mult sunteți care vă temeți de injecții. Da. Like pentru încurajare, pentru Jasmina și pentru că a fost sincer. A recunoscut că ei, ia se teme. Da. Așa, următoarea întrebare. Cine dintre voi mănâncă cel mai mult? Tăticu, da! Tăticu mănâncă în volum cel mai mult. Iar Jasmina mănâncă cel mai des. Ia cât stă acasă, dăm să mănânc, întotdeauna să rugume ceva. Și dacă sunt bomboane, toate să le mănânci. Eu vreau bomboane! Următoarea întrebare. Cine dintre voi cel mai mult se bucură când întâlnește un abonat? Eu! Jasmina foarte tare se bucură. Iar vrea să se joace cu fiecare, da? Când vede, mică, dă-mi voie să mă joc puțin cu el. Și nu contează că noi ne grăbim sau ne ducem undeva, da? Următoarea întrebare. Cine dintre voi cel mai mult se joacă cu Melissa? Cel mai mult cine se joacă? Da, cel mai mult se joacă Jasmina. Da. Că-s două surioare. Mie cel mai tare place că să mă duc cu papusele. Da. Și le place foarte tare să facă baie împreună, da? Duș împreună. Se joace în baie cu jucăriile, în apă. Cine dintre voi cel mai mult zâmbește? Ha? Cine cel mai mult zâmbește? Dintre voi doi. Asmina crede că ea, tatiu crede că eu. Voi amândoi sunteți pozitivi și zâmbăreți. Da, dacă cineva mă crede, eu pot să mă stăruiesc să zâmbesc până la sfârșitul la acestui film. Eu! Cine dintre voi cel mai tare iubește marea? La mare! Eu! Tu iubești la mare? Da, la mare! Foarte tare! Adică tot iubește marea! Da. Și amica tot iubește. Când noi venim acolo, eu deodată vreau să mă să not. Da, deodată sunt în apă. Eu de ziua vreau să rămân acolo. Cine dintre voi e cel mai zgârcit? Tăcecă! Dar nu, eu nu cred că la noi familie sunt zgârciți. Ok. Așa că eu, uite așa răspund. Siu! Tot fac deloc. Da, dintre voi, într-adevăr, Tăticu și Jasmina nu sunt zgârciți. Așa. Am vrut să văd întrebarea, cum o să gândiți voi. Mica e zgârcită? Nu. Melissa poate să mai lupte că e micuță cu o bumbană, cu jucării ceva, dar să o trag de la ea. Dar noi nu suntem zgârciți. Da.
Așa, ultima întrebare de astăzi. Cui cel mai tare i-a plăcut provocarea de astăzi? V-a plăcut provocarea, da? Da, da. Dacă copiii o să vrei și ei încă să facem această provocare, posibil să fiu de acum eu cu Jasmina. Dragi copii, dacă voi doriți să faceți această provocare și cu mine, cu mămica sau împreună cu tăticul încă o dată și mai doriți, scrieți în comentarii cu cine doriți să faceți provocarea și scrieți-mi neapărat și întrebările pe care vreți ca noi să le dăm. Și dacă o să vă aduna multe întrebări și mult doritori, o mai faceți provocare, ok? Da! Okay. Dacă a plăcut filmulețul nostru de astăzi, să puneți nouă multe, multe! Like-uri! Și să vă abonați la canalul meu! Te curând! Pa, pa! Pa, pa!